Pornografia este cea mai clară dovadă că oamenii prin natura lor nu iubesc, ci își caută propriile lor plăceri. Că au o perspectivă egoistă asupra relației cu altă persoană. Și mă refer la o relație intimă, da? Despre care eu cred că trebuie să aibă loc doar în căsătorie. Ce face pornografia? Pornografia te face să cauți doar ceea ce te împlinește pe tine. Doar satisfacția și împlinirea ta sexuală. Fără să te intereseze ce vrea celălalt, ce îi place celuilalt, ce îl deranjează pe celălalt, cât de greu e celălalt să facă anumite lucruri. Nu te interesează că celălalt are nevoie de timp să descopere. Nu te interesează că celălalt poate uneori nu poate, nu are chef, nu vrea, nu e interesat, nu se simte bine și așa mai departe. Pornografia te concentrează obsedant asupra contactului sexual, fără să aducă deloc în ecuație și în peisaj persoana cealaltă și ceea ce reprezintă persoana cealaltă dincolo de sexualitate, ceea ce reprezintă ea ca persoane, cu toată complexitatea de aspecte care compun personalitatea unui om. Din punctul acesta de vedere, pornografia pur și simplu distruge împlinirea care vine într-o relație bazată pe dragoste, pe dragoste, pe apreciere. Dragoste care înseamnă să dăruiești timp, să dăruiești energie, să descoperi, să cucerești, să aștepți și așa mai departe.